După 6 ani de la lansarea ordinului de începere a lucrărilor de execuție a șoselei ocolitoare a municipiului Bârlad, joi 29 august a avut loc ceremonia oficială de deschidere a variantei. Au fost prezente oficialitățile locale bârlădene în frunte cu primarul Bârladului Dumitru Boroș, reprezentanța ai primăriei Vaslui, Consiliului Județean Vaslui și ai DRDP Iași. De asemenea, au participat constructorii investiției și foarte mulți invitați. Suntem pe varianta de ocolire Bârlad la kilometru 10, un obiectiv deosebit de important pentru Compania Națională de Drumuri, pentru Ministerul Transporturilor, dar și pentru bârlădeni și pentru toți moldovenii care tranzitează spre Dobrogea, spre Delta, spre capitală. Varianta de ocolire Bârlad are o lungime de 11,281 de kilometri, începe practic din rondul vechi care era la Tutova și se termină în rondul de la de aici de peste drum, de la Simila. În primul rând dați-mi voie să vă mulțumesc tuturor celor prezenți aici, de la presă până la ultimul lucrător, pentru că mai avem pe variantă câțiva lucrători. 29 august va rămâne o zi istorică pentru Bârlad. Este ziua când dăm în exploatare varianta de ocolire a Bârladului. Este investiția cea mai mare de după 1989, investiție care vine la pachet cu anumite beneficii, să spunem așa, atât pentru municipiul Bârlad, dar și pentru cei care tranzitează din partea de nord a Moldovei și din Republica Moldova, din Basarabia, cât și pentru cei care vin din sudul țării, Galați, Tecuci, București și nu numai. Bârladul va ieși din această zonă, să spunem, vom scăpa de traficul greu, vom avea și noi posibilitatea să reglementăm traficul în interiorul Bârladului, economii imense la bugetul local, pentru că traficul greu ne-a distrus timp de 32-34 de ani infrastructura din municipiul Bârlad. Și va veni la pachet și cu creșterea calității aerului și multe, multe. În primul rând constructorului, care, așa cum spunea unul dintre actorii principali, s-a terminat mai mult cu vai, dar s-a terminat această lucrare. O lucrare care cu toții, mai ales cei din presă locală, cunoașteți că în 2007 strângeam semnături și am trimis cam 24.000 de semnături, cu tot cu panourile de semnalizare a corturilor la Ministerul Transporturilor. Era domnul Orban atunci. Și pe final de mandat, în 2008, am reușit împreună cu senatorul Roibu să-l convingem pe domnul Ludovic Orban și îi mulțumesc pe acest cale că a trecut Bârladul alături de centura Timișoarei, care, iată, și acolo săptămâna viitoare se va inaugura, în memorandumul privind finanțările din axa transport a Ministerului Transporturilor. Din nefericire, în timpul guvernării Boc, între 2008 și 2012, nu s-a întâmplat mai nimic. Centura era un motiv de presiune politică asupra primarului care era atunci în Bârlad, domnul Constantinescu. Știți prea bine episodul din 2011, când aproape a plecat cu Anca Boagiu la PD, dar lucrurile au revenit la normal după 2012, când trebuie să mulțumesc domnului Rus, care a fost ministrul transporturilor la un moment dat, și apoi domnului Matache, cei care au finanțat și realizat primul studiu de fezabilitate. Vreau să mulțumesc tuturor factorilor care au pus umărul la prima șosea ocolitoare a județului Vaslui, din cele trei pe care noi ne le dorim în județul nostru și la care stăruim să se întâmple, atât la șosea ocolitoare a municipiului Huș, cât și la șosea ocolitoare a municipiului Vaslui. Avem o problemă de tranzit din Republica Moldova în spre București și așa mai departe, spre autostrăzile care se construiesc acum și cu toții stăruim să facem aceste șosele ocolitoare. Vom pune umărul așa cum am lucrat cu toții, atât colegii de la Vaslui, cât și de la Bârlad și de la Huș, pentru a aduce mai departe ceea ce înseamnă drumul expres Tiștea-Albița. Vom avea nevoie de mai mult de
cât drumul expres Tiști-Albița, dar în funcție de bugetele Ministerului Transporturilor, poate vom reuși să mergem mai departe pentru a așeza ceea ce înseamnă tranzitul în județul nostru. Încă o dată mulțumesc tuturor pentru stăruința de a avea această șosea ocolitoare și zic eu că beneficiarii direcți, cei care tranzitează, dar și cei indirecți, cei care sunt aici acasă, vor avea parte de fructele acestei șosele ocolitoare a municipiului Bârlad. Felicit și eu proiectanță, constructori și autoritățile locale din Bârlad pentru realizarea acestei investiții, o investiție deosebit de importantă pentru o comunitate, în condițiile în care traficul auto s-a majorat impresionant, dacă pot spune așa, atât traficul greu, cât și traficul de persoane. Ca atare, varianta este o șosea care va degreva comunitatea bârlădeană de acest lucru și, sigur, se va câștiga timp, economie de combustibil și, nu în ultimul rând, liniștea locuitorilor Bârladului. În primul rând, cred că ne motivează sau mă motivează pentru viitorul mandat pe care îl voi începe în luna octombrie, pentru că, într-adevăr, este un obiectiv absolut necesar întregului municipiu Vaslui pentru a degreva traficul din oraș, pentru a fi un oraș mai curat, a respira un aer mai curat, pentru a fi mai multă liniște. Acest trafic deviat pe o variantă ocolitoare, vă dați seama că va îmbunătăți calitatea vieții municipiului Vaslui. E un obiectiv care ne-l dorim foarte mult, a fost o prioritate pentru noi și în programul pe care l-am prezentat municipiului Vaslui în campanie electorală. Este un proiect pentru toți vasluienii, pentru că, ca și aici, în cazul Bârladului, aici va deservi întregii populații care tranzitează orașul. La Vaslui, la fel, va deservi tuturor care vor trece și vor tranzita municipiul Vaslui și vor merge spre Iași. Este o zi deosebită pentru noi, pentru că în această zi de 29 august, un vis al nostru a devenit realitate. Acest vis se numește varianta de ocolire a municipiului Bârlad. Ne chinuim cu această variantă de aproximativ 20 de ani. În sfârșit a fost realizată. Cu toate obstacolele care le-am avut de-a lungul timpului și din acestea aș aminti două, cele problemele de mediu cu groapa de împrumut și cu avizele pe care trebuia să le obținem permanent, aviz, reavizare, reavizarea reavizării și deci această problemă de mediu și problemele cu constructorul inițial nemai putând duce la capăt această lucrare. Cu toate acestea, nu am renunțat în niciun moment, ne-am ținut de constructor, ne-am ținut de autoritățile de la București și de la Iași și astfel varianta de ocolire astăzi va fi dată în exploatare, de la ora 15 se va putea circula pe această variantă. Da, iată că astăzi, în zi de sărbătoare, inaugurăm cu toții centura ocolitoare a Bârladului, un obiectiv extrem de important atât pentru municipiul Bârlad, dar și pentru întreaga zonă. De astăzi, traficul din municipiu, blocajele care au fost de ani de zile încoace, praful care se ridica datorită traficului greu și chinul la care au fost supuși bârlădenii va înceta, pentru că această lucrare de artă, pot să-i spun, a fost inaugurată astăzi. Am mers pe centura ocolitoare dintr-un capăt până în celălalt și vreau să apreciez calitatea lucrărilor, să apreciez faptul că au fost lucrări extrem de greu de executat, dar iată că totul a fost făcut aproape impecabil.